Casa de cultură din satul Vișoara este într-o stare deplorabilă de ani buni. Acoperișul crăpat, carton presat în loc de sticlă la geamuri, uși încuiate, așa arată astăzi căminul cultural din localitatea dată. Biblioteca secolului 21. Când auzim aceste cuvinte, ne imaginăm un loc unde copiii ar sta la calculatoare într-un loc bine încălzit. Dar acest lucru nu se potrivește și pentru biblioteca din satul Vișoara. Aici putem găsi gunoi, chiar lângă bibliotecă. Putem găsi acoperiș fărămat și lăcata pe ușă. În locul unui geam ne-ar trebui să fie sticlă, găsim doar niște carton presat. Cam aceasta este situația în biblioteca din satul Vișoara. Cu toate că era trecut de orele 13, casa de cultură era încuiată. Primarul localității spune că recent au fost efectuate reparații în bibliotecă, dar pentru casa de cultură nu au bani. În biblioteca sătească s-a construit o sobă și în curând vor fi aduse calculatoare. Reparațiile care au fost efectuate în bibliotecă au costat în jur de 15.000 de lei, iar pentru a schimba geamurile, ușile și acoperișul mai este nevoie de încă 110.000 de lei. S-au efectuat reparație generală, s-a construit acolo o sobă, să aibă căldură pe timp de iarnă. Suntem la fine, vrem cu programul Novateca să aducem niște calculatoare acolo, mai rămas ceva pe linia electrică. În rest, e tot bine, mobilierul, ne gândim de unde să-l luăm, cum facem și în rest, tot e bine. La următoarea etapă, când programul Novateca să meargă mai departe, noi să mergem, ne aduci calculatoare noi. Unde este sediul la momentul bibliotecii? Lângă Casa de Cultură. Chiar în sediul la Casa de Cultură. Acolo merge reparația la oficiu poștal. Adică din reparație generală acolo, dar acoperișul este stricat. Acoperișul ne gândim la moment, adică s-a fost un grant, ăsta nu știu de ce, cu câțiva ani, cu 2 ani în urmă, nu știu de ce nu s-a ajuns la grantul ăsta, cred că ceva probleme a fost. Nu s-a făcut ăsta, ne gândim să mergem mai departe, dacă nu chiar din surse de la buget de stat, ne gândim poate ceva din sursele noastre proprii. Bibliotecarul unde? Bibliotecarul este. În sat, nu, poate la masă, de la 1 până la, de la 12 până la 1 e la masă. Acolo s-o dat la poștă, adică să ie energie electrică. O casă de cultură până când la moment rămâne, adică acolo nu de mult am angajat șef la căminul cultural, avem nevoie de niște grate, niște reparăm alea cu geamurile și până când așa și rămâne. Cum avem posibilitate, adică băietul stăruitor a făcut cât de cât, a adus în ordine, că sala era îngrozitor acolo, s-a adus la în ordine și începem să implicăm diferite programe. Primarul nou ales spune că speră să găsească bani pentru a repara Casa de Cultură care se află în același bloc cu biblioteca și scena, care este într-o stare deplorabilă și ea. Menționăm că biblioteca din satul Vișoara se află în centrul satului, în imediată apropiere a școlii, oficiului medical și poștal.